Bună ziua și bine ați revenit la Taifascu. Tu, grăsuța, ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Nu știu cât avem la dispoziție astăzi, pentru că sunt în... Nu neapărat în mare criză, faza că nu prea am prea multă baterie. Vreau să mă uit puțin la animalele alea de acolo, că le văd că sunt din cristal. Dar sunt curioasă ce scriu pe spatele lor. Aia mă interesează. Și dacă scriu ceva interesant, oh, ce drăguț este. Cât sunt astea? Nu scrie. Da, și dacă scriu ceva interesant, poate le iau. Dar chiar oare cât o fi asta de aici? Mamă, muzica mă disperă, exact deasupra capului meu e muzica. Da. Să întreb cât costă astea și după aia revin cu voi aici, ca să plec din zona asta. Ok, am partat să dau lanțuri și mie tot îmi plac astea statement, cum ar veni, mai mari și mai mai ieșite așa puțin din comun. Și am găsit astea. Da, sunt mai chicioase ele așa, dar n-are contează. Și asta la fel îmi place mult de tot. Și astea sunt, da, nu cred că o să iau. Asta, da, dar asta nu. Să las aici. Ok, hai să vedem ce mai găsim. Bine că, știți, suntem la magazinul în care am găsit data trecută piatra aia de la Gucci. Și apropo, s-a și vândut. Am vândut-o cu 80 de dolari plus 10 dolari transportul. Ceea ce e fantastic. Am zice bateria că e mai puțin de 20%. Asta e de acum. Ce-mi plac astea. Păcat că nu sunt semnate, dar ce frumoase sunt. Și sunt piese, 5 bucăți. 6, cred. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucăți. Foarte fain arată. Și astea îmi plac, dar nu la prețul de 15 dolari. Poate dacă le găsim mai ieftin. Place să mă uit la toate astea, că nu se știe niciodată, ați văzut cum s-a întâmplat. Și aici, în magazinul ăsta, tot timpul am găsit lucruri faine și lucruri de valoare. Bine, nu tot timpul, în fiecare zi, dar mă refer că de foarte, 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 foarte multe ori. Ăsta e magazinul meu, unul dintre magazinele mele preferate, când vine vorba de găsit comori. Deci chiar nu dau greș niciodată aici. Nu știu cum fac, cum scapă, cum... Nu sunt atenți, deși tipa care lucrează aici, când m-a văzut, a început să zâmbească. Cred că mă urmărește și pe pagina mea de Instagram și cred că a văzut ce am găsit eu. Și cine știe, când a văzut asta, îți dai seama că a înghițit-o leacă în sec. Că n-a fost atentă și o trebuie să găsesc eu aia în loc să vândă ei cu 50 de dolari. Au pierdut-o și am vândut-o eu cu 80. Mai avem și noroc. Noroc de ăsta. Deocamdată n-am găsit nimic la vânzare, doar porcării pentru mine și chiar o să mă uit să văd dacă le iau pe toate. Să mă dublu uit. Asta îmi place, asta sigur l-aș purta pentru că e cu pietricele, nu e așa. Asta îmi place, asta nu știu. Și asta îmi place, astea două, astea trei nu știu dacă le iau. Astea patru sigur, da? Dar astea trei mă mai gândesc până la final. Te când văzut aici niște cărți. Unde erau, mă? Astea trei. Da, nici una nu e vintage. Te n-a fost acolo. Nu trebuie să le caut. Revenim. Cât caut rapid astea ca să nu mi se termină bateria chiar așa rapid. Revin. N-aș fac că nu prea mă pricep la cărți. Și mă uit și eu așa cam mâța în calendar. Și trec rapid peste. Și trec rapid peste ele. Mm-hmm.
Astăzi începe reducerea cu 49 de cenți la magazinele de la Ross. Dar ce ai, frate, că m-am dus pe internet și ferească Dumnezeu ce câta lume e acolo. A, să vedeți azi cum sunt îmbrăcată, că de scandal. Stați un pic, că vă arăt imediat. Stați un pic. Ia să vedem. Deci fix de scandal. M-am dus la second hand. N-am venit să mă mărit. Ua, ce drăguț e asta. Rugăciune pentru copii. Și camera copiilor. Ah, nu mai au niște felicitări, mă, că-mi plăcea să le cumpăr de aici, că erau doar 10 cenți. Acum, I am thinking of you. Thank you for your kind expression. Notes. O să le iau pentru 10 cenți. Ia să vedem. Calendar 2006. Nu ne interesează. Ce drăguț e asta. Album foto. Alaska. Nu prea mai sunt la mod albumele foto. Nu știu de ce. Mie îmi plăcea să am în bibliotecă multe albume foto. Dacă era cineva mai cunoscut, era bine, dar așa. Jucării. Nu prea văd ceva să mă atragă. Jucării. Să vedem ce asta. Puzzle. Să zic că la mine ca să cumpăr trebuie să fie și ciudat. Fie ceva mai ciudățel, că nu știu de ce, dar ce e ciudat, se pare că în America aici se cumpără. Cu cât e mai ciudat, frate, că atât să ăștia mai interesați de acel obiect. Nu m-a întrebat de ce. Nu m-a întrebat de ce și cum, dar așa funcționează aici sistemul. Iar mă duc unde e muzica dată tare. Mă enervează că zici că e discotecă. Lasă, frate, muzica aia. Tot atâta muzică. Tu cine ești, mă, urâtule? Ce față are? Da. Ce e asta? Dandy. $90, dă-te, mătă pe gheață. Mult, frate, mult. Ok, hai să vedem la sticlerie și ce mai găsim noi aici. Cineva îi dă cu un parfum fain. Nu lăsa un parfum fain. Ce-mi plac chinezeriile astea. Da, săraca bătută de soarte și farfuria asta e faină. Și asta e bătută de soartă, Bavaria. Churchill, England, da? Mi-ar plăcea dacă aș găsi de alea pentru squid, pentru oyster, cum se zice. Alea sunt super scumpe. Dacă aș găsi alea se vând de la $80-100 în sus. Am găsit-o la un moment dat și noroc cu tipul tot la fel de aici, de pe Instagram sau de pe care mă urmărește, mi-a zis, fată, vezi că alea se vând de obicei cu bani mulți. Și eu am avut, nu știu, cred că vreo 6 și le aveam puse la ori la 80, ori la 90, ceva de genul ăsta. Și mi-a venit o tipă și mi-a zis, dacă accept $60 pe fiecare,
și mi le cumpără pe toate șase. Ce crezi că am stat de două ori pe gânduri? Am zis că, of course, ce fără e paharul ăsta? Ce zici? The worst. True scotch. Fain paharul. Fain. Dar nu văd ceva care să strălucească. Dar asta strălucesc un pic. Libby. Nu-mi trebuie Libby. Ce-i asta? College. Mi-ar plăcea dacă aș găsi niște pahare de la Baccarat. Vreun set de șase așa. Mamă! Mamă, ce bine ar fi! Dar deocamdată nu mai găsesc nimic. Ia să vedem. Da, astea dacă cred că au luat toate inimile de aici. Să le ia la furicat să vadă ce și cum. Nu mai găsim noi inimioare. Gâci, gâci. Ce e drăguță asta? Ce față are? Dar mi se pare mie sau au făcut ăștia curățenii aici? Ce e asta? Pare fi din cristal, dar nu... Nu-i semnat în căiești. Whisper sweet. Nothing springs. Bath and Body Works. Prea când găsesc chestii de la Bath and Body Works așa random, nici măcar nu mă așteptam să fie de la Bath and Body Works. Ce păpușă. Vrei să ai coșmar? Și când mă gândesc, frate, că eu colecționam așa ceva. Colecționam, cred că, nu știu, nici că am avut eu păpuși când eram mică, dar mi le trimitea mama din Italia și îți dai seama că eram bucuroasă. Ce faine sunt astea. Ia să le caut, revenim. Din păcate se vând cu $13 bucata, sunt $4. Nu e foarte mare profitul și am pachetatul și asta ar dura mai mult decât să merită. Eu n-am căutat aia de la Bath & Body Works, dar știți că mi-e plac produsele de lor, așa că dacă am ocazia să le găsesc super ieftin, de exemplu e $2.98 asta de la Bath & Body Works și astăzi e 30% reducere, deci e o nimica toată. Și asta e faină, $3.98. Din păcate și astea se vând între $10 și $15. Poate că dacă îmi cumpăr ceva pentru mine, dar așa să fac $10, nici nu se merită timpul. Am observat că multă lume colecționează chestiile astea făcute în China. Eu nu. Și nici nu mă apuc să le vând. Dacă nu le colecționez eu. Eu de obicei îmi cumpăr lucruri. Oh, ce fain e asta. $6. E din marmură. De obicei dacă nu e ceva care mie îmi place, știu că ar trebui să mă gândesc ce le place clienților, nu ce îmi place mie. Dar dacă mie nu-mi place, nici eu nu le cumpăr. Doamne, câta treabă am, Doamne, câta treabă am, ferească. Da, mai găsim nimic. Hai să ne uităm la genți. Și aș vrea să mă uit și la Tumblr pe aici. Că am văzut că câteodată poți să mai ai noroc și mai găsești de-astea sticle. Dar nu sticle de sticle, sticle de metal, noi nouțe, ceea ce e foarte fain. Sau chestii de la Starbucks, dar asta nu e de la Starbucks. Am văzut la un moment dat, bă, la celălalt second hand să mură, dacă nu, chestii de asta așa de la Starbucks, de nu știu când era, bine, nu foarte nou, dar nici foarte veche, $100 și ceva și era vai de steaua ei, în ce condiție nașpa. Cum n-ai, bă, frate, să ceri $100 și ceva pe o chestie pe care înțeleg că abis o colecționez, dar $100 și ceva de dolari.
Astea îmi plac. Nu știu, că nu e nouă. Și nu prea aș vrea să le cumpăr așa, să că nu poate s-a pișat unul în ea. Să mă duc acum, să iau și să beau apă de pe ele, după ele. După ele. Chiar dacă le speli alea tot, nu știu. Ce avem aici? Beții. Bă, și ce? Nu m-am uitat la niște valize. Mi-ar trebui niște valize. Să văd dacă găsesc undeva condiție bună să fie. Că cele pe care le-am eu scam... Și parcă nici nu mi-aș lua noi, având în vedere că vor fi izbite și trântite în magazin. Da. Oh, am găsit un parfumel de la Victoria's Secret. Am pus acolo deoparte. Nu știu dacă valorează sau nu valorează ceva, dar și astea le mai iau când le găsesc. Ok, video de astăzi a fost foarte scurt, pentru că nu avem altul mai lung. Dar sper și așa scurt că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați dacă nu sunteți deja abonați, ok? Vă pupăcesc, sper să aveți o zi cât mai frumoasă și nu uita, alegeți să fii fericit. Pa!